Astăzi, spitalele din Slatina și Caracal au primit de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat încă două containere modulare pentru efectuarea triajului observațional și epidemiologic. La Slatina, acestea vor înlocui cele două corturi de triaj al pacienților. Acestea sunt diferite de cele actuale, ele având și paturi, astfel, în caz de necesitate, pot fi folosite și ca spitale mobile. Am făcut o solicitare suplimentară după primele patru containere care le-am primit. Mai primim astăzi două. Vom face efortul să mai aducem și altele, dacă va fi posibil. Cele două de astăzi sunt diferite față de cele primite anterior, în sensul că sunt echipate cu câte 8 paturi și pot fi utilizate în alte scopuri decât doar pentru triaj. Pot fi primiți pacienții care vin în cele două spitale pentru a fi tratați. În acest moment, unitatea medicală din Slatina are 4 containere de acest tip. Odată cu scăderea temperaturilor, triajul epidemiologic a devenit o corvoadă pentru personalul medical, dar și pentru pacienți. Noi am cerut inițial 3 containere, mi s-au aprobat 2 de la rezerva de stat, a venit unul acum o lună de zile și celălalt astăzi cu 4, dotat cu 4. Este foarte bine, dar eu zic că pe perioada asta de iarnă, având în vedere că avem 2 corturi, care corturile astea când au fost montate, au fost montate undeva în luna aprilie, iarna trecuse, ca să zic așa, n-am trecut peste o iarnă. Acum personalul medical trebuie protejat, în primul rând personalul medical și pacienții, și am decis împreună cu conducerea spitalului și cu suportul financiar de la Consiliul Județean să mai achiziționăm încă 2 containere ca să înlocuim cele 2 corturi. Deci în total vom avea, noi am achiziționat 4 containere cu cele 2 care vin, avem unul aici, am mai luat unul săptămâna trecută la infecțioase, mai avem încă un container care l-am cumpărat, ăștia sunt în chirie, care l-am atașat la cele 3 containere de la laboratorul de biologie moleculară. Vrem să creăm condiții mai bune pentru personalul medic, personalul medical, cât și pentru pacienții care ajung în spitalul județean și spitalul municipal Caracal. Este posibil să fie achiziționate noi astfel de containere pentru a crea spațiul necesar trierii și tratării pacienților. În acest moment, Oltul are peste 7400 de pacienți raportați cu COVID, iar peste 170 de decedați.